Mai mulți copii și adulți din județul Olt au nevoie de tratament de specialitate după ce au fost diagnosticați cu boli rare. Programul Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare se derulează prin Spitalul Județean de Urgență Slatina, prin Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal Caracal, precum și prin farmacii cu circuit deschis. Casa de Asigurări de Sănătate Olt a decontat anul trecut prin Programul Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare tratamentele pentru 26 de asigurați. Suma alocată pentru tratarea acestor pacienți a fost de 7.029.010 lei. Cea mai mare sumă pentru tratarea pacienților cu boli rare a fost pentru pacienții cu mucoviscidoză, aproape 4 milioane de lei. Din cei 26 de bolnavi tratați, 6 au fost pacienți cu mucoviscidoză, 3 adulți și 3 copii, un bolnav cu fibroză pulmonară, 8 bolnavi cu angioedem ereditar, 7 cu scleroză laterală amiotrofică. Anul trecut, în județul Olt, erau înregistrați 28 de pacienți cu boli rare. Anul acesta, numărul lor este de 26.